După ce am văzut parcursul tuturor cuplurilor logodite la acest moment în casa Mireasa, a venit momentul ca doamna Simona să spună stop vot foarte devreme, nu mai rețin cum s-a întâmplat în sezonele trecute, dar totuși mai e timp la dispoziție până vor fi niile civile, jurămintele, însă cam atât a fost cu votarea, deja trei spectatorii au ales și o să aflăm și noi pe cine, aproape de sfârșitul acestei gale, a marii finale. Între timp, concurenții au fost invitați pe ringul de dans, fetele să danseze împreună cu tații, și băieții împreună cu mamele lor. Un moment de asemenea emoționant al finalei. Va fi o zi pe care niciunul dintre ei nu o va uita, și sperăm din suflet să fie cupluri care să reziste peste ani.